credeți că e un plus sau un minus că majoritatea moldovenilor sunt bilingvi, cunoaștem și limba română și limba rusă? Și ar trebui să o știm și pe engleză, și pe franceză, și pe țigănească, și pe tăti, fetelor. Cât mai hâtru ești, atât mai bun om ești. Bilingvi? Bilingvi, două limbi cunoaștem, și limba română și limba rusă. Este normal să știi mai multe limbi. Asta este bine chiar și pentru alte națiuni ca să audă că, într-adevăr, Moldavia este o țară dezvoltată. Я румынский практически не знаю. А дело в том, что тут очень много русскоязычного населения. Почаще в частности в Кишиневе, Бельцах, тех же Гагаузии очень много русскоязычных. А сколько лет вы живете здесь? Ну, уже больше 20. Ну и бине, что не знаю лимба румына. Ар требуи са де интересу, фиindcă трăiesc aici la noi și îi dau bună ziua, dar el îmi spune că da, я не понимаю. А asta nu... Уже общество привыкло к русскому языку. И это будет хорошо, если будут два языка. Например, вот русский, можно поехать в Россию поработать там. А молдавский, смешанный с румынским, можно в Румынию поехать тоже работать, как за границей. А здесь какой язык вы говорите? На обоих языках говорю. Это русский? Ну, чаще всего на русском, да. Știu o limbă plus, e tot timpul. E bine pentru orice persoană, adică nu contează că e moldovean sau nu. Credeți că ar fi bine ca mai multe limbi să aibă statut oficial în Republica Moldova sau să fie folosite cel puțin în administrație? Eu cred că e ok cum e acum. Vorbesc și limba rusă, asta e limba mea maternă, și limba română ca limba de stat. Ați învățat ușor limba română? Totul depinde de dorința. Dacă persoana este pusă în condiții că trebuie, atunci ea va începe să vorbească. Credeți că ar fi bine ca diverse limbi să aibă statut oficial sau cel puțin să fie folosite în administrație? Da, eu cred că da, pentru că asta e respect față de alții. E o prioritate să știi mai multe limbi, dar sunt și alte noțiuni care țin de demnitate națională. Închipuiți-vă în America, te duci într-o instituție de stat și nu știi engleza. Știți cum spunea Karl Marx? Dacă trăiești într-o altă țară decât țara ta natală și nu-i cunoști limba, ori ești oaspete, ori ești incompetent de a însuși limba, ori ești un ocupant. Adică lucrurile trebuie spuse așa cum sunt ele. Mie îmi place liniștea, pacea, dar dacă sunt două limbi de stat, se sfădesc contrazic. Dacă e mai scurt, nu poți să-mi merești puteți. E limba română, e limba română. Suntem moldoveni, români. Avem alte chestii mai importante decât asta. Credeți că diverse limbi ar trebui să aibă statut oficial în Republica Moldova? Da. Am crescut cu rușii, eu sunt limba a doua și limba rusă. Să cunoști orice limbă este un avantaj. Ai acces la o altă cultură. Credeți că ar fi bine ca mai multe limbi să fie considerate oficiale în Republica Moldova sau cel puțin folosite în administrație? Eu cred că e mai degrabă o întrebare practică decât de bine și de rău. În anumite situații asta poate să coste prea mult sau să fie prea incomod, dar ar fi bine ca statul să reiasă din o înțelegere a drepturilor cetățenilor.